Ieșenii care doresc să se odihnească preț de câteva minute în fața primăriei municipiului au acum la dispoziție o bancă inteligentă. Este vorba de fapt de un ansamblu format din două bănci și un corp central dotat cu un panou fotovoltaic ce asigură independența energetică a ansamblului. Un acumulator conectat la panou alimentează două prize de încărcare pentru telefoane, tablete sau laptopuri, un aparat radio și un dispozitiv de redare audio care poate fi încărcat cu melodii prin USB. La căderea serii, senzorii panoului fotovoltaic aprind o lampă LED care luminează obiectivul. De asemenea, banca deșteaptă este dotată și cu un hotspot Wi-Fi cu o rază de acțiune de până la 100 de metri. Trecătorii pot astfel să se conecteze la internet gratuit, accesând rețeaua internet gratis primăria municipiului Iași. Costul acestui prototip a fost de circa 7000 de lei. În perioada următoare, în funcție de impactul primului produs, modelul va fi dezvoltat și adaptat. Următoarele urmând să fie prevăzute cu rasteluri pentru biciclete și suporturi pentru sticle și pahare. Băncile vor fi montate în diverse zone ale orașului, precum parcuri, explanade sau spații de joacă. Deocamdată ieșenii nu prea folosesc dotările speciale ale băncii Smart, însă unii mai obosiți îi da o întrebuințare mai lumească. În imaginile filmate de colegii de la știri de se poate vedea un ieșean care moțe pur și simplu pe banca deșteaptă a primăriei.